Salut și bine revenit! Vom vorbi astăzi despre cum procedăm atunci când vrem să folosim date și timp, adică ore, în aplicația noastră. Da? Cum facem atunci când userul va trebui să introducă într-un formular al nostru din aplicație data curentă, o dată anume, nu neapărat data curentă, și o anumită oră. Da? Vom folosi pentru acest tutorial Date Picker Dialog și Time Picker Dialog. Ok, o să folosim astăzi vechiul proiect de Android pe care l-am creat la videoul despre cum facem un drop-down list cu Spinner. Dacă nu l-ai văzut, îți recomand să-l vezi pentru că vei învăța cum să creezi foarte ușor o listă de tip drop-down cu Spinner, da? Deci îți recomand să mergi să vezi videoul despre Spinner. O să-ți las un pop-up aici și un link în descriere pentru a-ți fi mai ușor. Bun. În continuare, am folosit același proiect și am mers aici în layout și în avans am creat două câmpuri, două edit texturi și două butoane unde vom vedea cum setăm timpul și data respectivă, dar nu neapărat data de azi, data de... setăm un timp și o dată, folosind date și time picker dialog. Bun, haideți să mergem acum în main activity. Și să vedem cum facem. În primul rând, vom merge și vom declara și noi cele două butoane. Button, zicem aici button, button set date și button set time. Edit text, acum cele două câmpuri unde vom scrie aceste valori. Text date, text time, da? Vom merge aici mai jos și vom începe să le legăm, da? Button set date equals find you by the error.it.but button set date button set time find you by the error.it.button set time și text date și text time text date text time text time. Bun. Vom crea un on-click listener pe fiecare buton în parte, da? Cum am mai văzut și în alte videouri. Button set date. Începem cu setDate.set on-click listener, new view.on-click listener. După cum știți, vă sugerează Android Studio, dar stab și vă generează și override-ul pe on-click. E bine, aici vom începe să punem acțiunea de afișare, vom începe să creăm acțiunea de afișare a date picker dialogului, da? Deci vom folosi clasa care se numește exact așa, date picker dialog, da? Date picker dialog, date picker dialog equals new date picker dialog. Și date picker dialog va avea nevoie de contextul în care suntem. Main activity.this, nu doar this, pentru că suntem într-o clasă anonimă și date picker dialog nu va ști contextul exact în care suntem. Și un on date listener, da, new date picker dialog dot on date listener, da, asta este la fel o interfață. Ne generează automat Android Studio. E bine, acest on date acest date picker dialog va mai avea nevoie de data curentă practic. Pentru a îi pasa mai departe data curentă, vom folosi calendar. Și vom face calendar cal equals calendar.getInstance și facem int year equals cal.get. Vedem imediat, vedem aici cum putem lua data curentă, da? Folosind calendar. Calendar.year int month equals cal.get calendar.get month și int day equals cal.get calendar calendar.day of month. Bun. Da, vom folosi acești trei parametri year, month and day pentru a pasa mai departe constructorului de date picker dialog. Dacă mergem în date picker dialog, vom vedea că este un constructor, da, care ne cere un context pe care noi l-am pasat, main activity, da, un on date listener pe care un date set listener pe care l-am creat făcând new aici, da, și year, month, day of month, da?
Asta vom pasa și noi mai departe aici. Și vom pasa year, month și day. Perfect. Iar acum Android Studio ne-a generat aici override pe onDateSet. Practic, metoda asta se execută în momentul în care noi dăm click pe butonul de set date, setăm o dată în dialogul ăla care va apărea, vom vedea imediat cum va apărea, și apăsăm OK, practic. Mai este un lucru pe care trebuie să-l facem înainte de datePickerDialog.show, altfel nu va apărea în interfață în momentul în care vom apăsa. Bun. Acum ce vom face? Vom afișa datele generate de acest datePickerDialog în momentul în care se execută un dateSet pentru a le afișa în interfață. Da? Facem textDate.setText și vom face dayOfMonth, adică variabila asta de aici, da? Plus o liniuță, plus month, plus încă o liniuță, plus year, da? Vedeți că ne avertizează Android Studio că ar fi bine să folosim resource string with placeholders, da? Adică să ne salvăm stringurile aici în strings și să le extragem de acolo. Nu este nicio problemă și dacă le scrieți așa, doar că în momentul în care veți vrea să faceți anumite modificări, va trebui să mergeți în cod și, să zicem, dacă veți folosi peste tot un string hardat de genul ăsta, va trebui să parcurgeți tot codul și să înlocuiți manual. Așa veți înlocui o singură variabilă setată în strings și se va înlocui peste tot. Asta e ideea, de asta ne e de avertizarea asta. Bun, deocamdată este OK. Bun, haideți să facem un build să vedem ce se întâmplă. Da, și avem aici, ne-a apărut, este un edit text. Bineînțeles, putem scrie ce vrem. Puteam să-l facem text view ca să nu fie editabil, dar am zis... Da, dacă apăsăm pe set date, vedeți că ne apare pop-up-ul ăsta micuț. Bineînțeles, puteți schimba și tema, dar e un pic mai complicat. Pentru treaba de bază, puteți lăsa așa, nu mi se pare că arată urât sau ceva. Da, vedeți că set time nu face nimic. Dacă facem set date și punem ziua de azi, da, martie 21, apăsăm OK. Și iată, ne-a pus aici 21.02.2020. De ce? Pentru că luna în calendar pornește de la 0, da? Deci va trebui să facem aici month plus 1. Rebuilduim. Și vom face set date 21.03.2020, da? Bun. Haideți să mergem mai departe și să facem același lucru. Mă rog, în principiu, același lucru și cu button set time. Da, mergem button set time dot set on click listener, același new view dot on click listener, același calendar, chiar putem să copiem linia asta de cod de aici. Și vom face int hours equals cal.getCalendar.hour, int minutes equals cal.getCalendar.minute. Acum vom folosi pentru a afișa timpul, pentru a selecta o oră și o dată, ghiciți ce? Exact, time picker dialog, da? Deci cum a fost aici date, aici va fi time picker dialog. Time picker dialog, time picker dialog, equals new time picker dialog, main activity dot this și new time picker dialog dot on time listener. Același lucru va trebui să pasăm aici mai departe hours and minutes și observați că încă ne mai cere ceva, da? Ne spune că cannot resolve constructor pentru că time picker dialog ne mai cere un parametru. Ne întreabă dacă formatul orei să fie 24 de ore sau 12 ore cu AM PM. Da, vom pune aici să fie cu 24 de ore. Is 24 hour view true. Bun. La fel de aici vom face text time.setText, foarte simplu, hour of day plus 2 puncte minute și vom face time picker dialog. Pardon. Time picker dialog.show. Și asta e tot. Haideți să încercăm. Facem rebuild. Set time, da, vedeți că ne apare un
Time Picker Dialog, unde avem un format de tip 24 de ore. Adică putem selecta dacă este ora 10, acum este ora 10 dimineața, dacă este ora 10 sau ora 22. Dacă nu setam aici true, pur și simplu ar fi apărut doar ora 10, dar trebuia să setăm, să scriem cumva și că este AM sau PM când setam ora pentru a nu face confuzie. Dar eu prefer formatul 24 de ore, mult mai clar și mai concis, fără AM, fără PM, fără nimic. Bun, setăm ora 10 și 14. Da, iată, la fel putem seta și data ziua de azi, 21.03.20, ora 10 și 14. Da, vedeți că s-a și schimbat, dacă o să dăm din nou 10 și 15, ok, s-a și schimbat în 10 și 15. Cam așa putem folosi date și ore, adică putem avea un formular de genul ăsta în care cerem userului să completeze o dată și o oră. Și nu putem lăsa userul să scrie manual această dată, de exemplu, sau această oră, din mai multe considerente, în primul rând fiind formatul pe care îl va folosi, sau nu știm ce o să pună userul acolo, dar nu știm dacă el o să pună 21 slash, 3 slash, 20, 20, sau o să pună anul înainte, sau o să pună doar ziua și luna, sau o să pună doar luna și anul și așa mai departe, nu știm ce va pune. Și atunci, ca să avem data validation, practic, a ceea ce completează userul în interfață, vom folosi un day picker dialog și un time picker dialog pentru a fi siguri că totul este ok. Bun. Cam asta a fost și dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like, un share, un subscribe și spuneți-mi în rubrica de comentarii dacă sunt nelămuriri sau întrebări legate de acest subiect. Până data viitoare, numai bine!